Atmosferă senzațională în sala Rapid, acolo unde se desfășoară derbiul Ligii Florilor Mol, derbiul handbalului românesc până la urmă, chiar dacă vorbim doar de segmentul feminin. E un meci care n-are egal la masculin, cel dintre Rapid și CSM București. Adi Costeiu și Cristi Frisc vor fi vocile dumneavoastră pe Pro Arena, casa handbalului românesc. Vom încerca să însoțim acest derby cu multe informații, cu analize în direct. Vedem echipa CSM-ului cu Glozer și Davidson în poartă, Mihai și Oestergaard pe extrema dreaptă, Flip și Kobilinska pe interdreapta, Zadi, Rotaru și Omoreghe pe centru, Arnțe, Neagu și Stoica în interstânga, Dindiligan este extrema stângă, Ailinca, Ingstad și Pintea. Cei trei pivoți pentru CSM, nu mai sunt atât de multe probleme pentru echipa bucureșteană, doar Henifer Gutierrez, fosta jucătoare a Rapidului, nu poate evolua, fiind încă accidentată la cot, a lipsit ceva vreme. De partea cealaltă, la Rapid, Ciucă și Dedu în poartă, Lopă și Badea pe extrema dreaptă, Ianiușević și Ilie în interdreapta, Polman și Raicevici în centru, Tudor Canor și Lara Gonzalez pe interstânga, Laura Canor, Manole și Corșoș sunt pe extrema stângă, Casoma și Ostase, cei doi pivoți ai Rapidului, lipsesc Buceschi, lipsește și Fraga Fernandez, doi centri importanți, însă venirea lui Raicevici compensează acest lucru și revenirea lui Polman după o accidentare destul de serioasă. I-am văzut și pe cei doi arbitri care au destule partide în această stagiune, cred că 10 până acum. Da, Șerbu și Vasilescu sunt delegați să conducă în cuplu această dispută. Suspendați două etape după meciul Ioveni-Cisnădie pentru proastă aplicarea regulamentului. Începe Rapidul această partidă. Spuneam, Rapid, nicio victorie cu CSM București în ultimele 15 partide. Un singur egal aici în Giulești. Dar și două înfrângeri în actuala stagiune, 31-22 în Supercupa de la Pitești, 25-21 în meciul tur din sala polivalentă. Rapid începe cu Canor, Polman și Ianiușević la linia de 9 metri. Iată pe Canor, alunecat acolo, este aruncare de la 9 metri. Orlan Canor face treabă bună cu sora ei, cu Laura Canor în aripa stângă a Rapidului. Echipa gazdă continuă cu Estemara Polvman, care pasează din nou la 9 metri. Este combinația, arbitrii fluieră acolo ceva și au văzut un fault, cred, la Emily Arnzen sau la Ingstad. Da. Una dintre ele a intrat tragere acolo în blocul de tricou, defensiv. Cel puțin asta arăta unul dintre arbitrii acolo. 43 de secunde trecute din acest atac al Rapidului. Foarte scrupuloși cei doi, regulile trebuie respectate, așa cum se întâmplă întotdeauna. Canor pentru Ianiușević, în extremă pentru Lopez. Destul de chinuit acest atac al Rapidului, aici blocată Ianiușević, mingea este a CSM-ului, pleacă pe contraatac echipa bucureșteană, campioana, pasă pentru Dindiligan de la Neagu și vine primul gol al partidei după acest contraatac, în urma unei mingi câștigate de CSM în apărare. Neagu pasă pentru Dindiligan, gol, atac din extrema stângă. Casoma este pivotul titular la Rapid în acest început de meci. Angoleza calificată cu naționala ei la Jocurile Olimpice. Spre ea s-a îndreptat acea pasă care a fost interceptată. Cu evoluție bună Casoma în ultimele meciuri. Lipsește Hernandez, ai noua de pe pivot acolo. Celălalt pivot este Ostase pe banca de rezerve în acest moment. Ianiușević încearcă acolo depășirea blocată. Este 7 metri, a fost apărare în semicerc în opinia celor doi arbitri, Adi Vasile. Nu e chiar convins că a fost 7 metri, dar da, dacă era în semicerc, atunci este aruncare de la 7 metri. Trebuie să strângă la timp jucătoarele și să nu fie în semicerc. Evident, Ianiușević, într-o revenire de formă fantastică, una dintre cele mai bune marcatoare ale Rapidului în acest sezon, ratează, a tras direct în Laura Glozer. Și franțuzaica parează acolo, bine, aruncarea mi s-a părut și pe centru, pe centrul porții, da. Ianiușević, ceea ce e de remarcat, ambele echipe au inter dreapta de mână stângă. Kobilinska, respectiv Flip, respectiv pe partea cealaltă Ianiușević, care pot arunca. Și Ilie, la Rapid venită de la Mioveni, dar evident nu prea joacă foarte mult. Ianiușević în formă foarte, foarte bună. Acum primul atac pozițional al CSM-ului, se lasă pentru Kobilinska, o pasă pe pivot nereușită, dar a fost faul și se întoarce acțiunea pentru CSM București. Minutul 3, 2 minute și jumătate au trecut așadar. 1-0 pentru CSM și atacul pentru echipa bucureșteană, care vine după o victorie fantastică în fața Ghiorului, 26-24 în Champions League. CSM e la mâna ei acum.
dacă va câștiga ultimele două partide, inclusiv cea cu Odense, din grupele Ligii Campionilor, va merge direct în sferturile de finală. Zadi acum pentru Kobilinska, nu știu de ce n-a aruncat Kobilinska, vine aruncarea Cristinei Neagu, deviată și este aruncarea de la colț. Părea că Monica Kobilinska, poloneză, are acolo destul spațiu încât să arunce. Nu s-a întâmplat așa, a fost paradă din partea Larei Gonzalez, cea care s-a apărat în centru acolo, fluieră arbitrii ceva. Ambele echipe vin după deplasări în Ungaria, în ultima etapă de Liga Campionilor. Graza de amenințare de joc pasiv aruncă Neagu în blocaj. Mingea a fost respinsă de Ianiușevici. Kobilinska acum, din nou nu aruncă Kobilinska. Oarecum de neînțeles, pentru că este un Inter de forță. E neîncrezătoare în forțele ei, poate, în acest an de meci. E abia minutul 3 și da. E titulară. Cealaltă variantă este flip și se va face chiar pentru Kobilinska, dacă nu pentru Neagu. Să vedem aici, destul de în spate Rapidul. Evident, aceasta este distanța regulamentară, însă trebuie să vină blocul foarte rapid, pentru că altfel CSM-ul va arunca Kobilinska. Iată-o pe Canor, excelent a venit acolo și a reușit să o blocheze Laura Canor. Încă o dată pentru Neagu de data aceasta și scoate foarte bine Denisa Dedu, preferată în fața Dianei Ciucă în startul acestei partide. Canor acum, Canor blocată de Instat, foarte bună pasa Casoma, 7 metri și 2 minute eliminare. Decizie corectă pentru Emily Arntzen, a tras-o acolo pe Casoma, n-a eliberat-o la timp și CSM are probleme acum, va juca 2 minute cu o jucătoare mai puțin. Emily Arntzen, aflată în scădere de formă în această stagiune, trebuie să recunoaștem, iată. Așa este, ea este o polivalentă, face fază defensivă, ofensivă. Corșoș este cea care execută această aruncare de la 7 metri și poate marca primul gol al Rapidului în acest derby. O fentă, Corșoș, gol! 1-1, un groaie care reușește să înscrie. După 4 minute, Rapidul egalează pe tabelă. Și sper acum să creeze o diferență, având în vedere că are o jucătoare în plus. Iese Glozer, în continuare CSM, cu 6 jucătoare în atac. Este același line-up pe care l-a folosit Adi Vasile încă din startul partidei, cu Kobilinska acolo, Zadi și Cristina Neagu la linia de 9 metri, din Diligan și Östergaard. Jensen sunt cele două extreme, plus Wilde Ingstad pe pivot. Ingstad, cea mai bună jucătoare la gala de excelență EHF în vara trecută. Acum Kobilinska pentru Neagu. Neagu încearcă să treacă de Casoma pentru Kobilinska. Aruncă Kobilinska pe întors, a fost tamponată și este aruncare de la 9 metri pentru CSM București. Din păcate, Rapidul a pierdut cu Ferencvaros în săptămâna trecută, în antepenultimul meci din grupele Champions League și este la 3 puncte de echipa maghiară. Șansele de calificare sunt minime. Ingstad execută acest 9 metri, deocamdată s-a cerut din partea arbitrilor respectarea distanței de 3 metri, repusă mingea în joc. Zadi este coordonatorul celor de la CSM, încearcă să găsească acolo Kobilinska, iarăși nu aruncă, Neagu pasă pentru Zadi, angajare la pivot și 7 metri. Superbă faza, da. Superbă faza, în condițiile în care CSM are jucătoare în minus, e o pasă riscantă, imediat poate fi interceptată, poarta este goală și ar putea primi gol. Tras acolo de tricou. De Lara Gonzalez, prima dată. Și 7 metri pentru echipa vizitatoare, pentru CSM. Cristina Neagu scoate ratează. De Dudar! Neagu este pe fază și reușește să marcheze. Excelent! Pentru Dedu, cred că trebuie ștarsă podeaua acolo. N-a început prea bine Cristina Neagu, la fel și Kobilinska. Acum a avut șansă, pentru că a putut să recupereze după parada portăriței Rapidului. Da, e clar că CSM are nevoie de Neagu. Cea mai bună marcatoare în acest sezon, iată, Dedu a găsit foarte bine acolo. Din săritură a marcat frumos, totuși. Da. 2-1 pentru CSM. Dedu a găsit foarte bine parada, a știut unde trebuie să se ducă. Cu siguranță a studiat-o pe Neagu. Deși nu are neapărat un stil unde aruncă Neagu, de obicei sus și puternic. Polman pentru Ianiușevici, găsește excelent culoarul, jucătoarea sârbă, evident, pentru că CSM-ul avea o jucătoare în minus. Apărarea bucureșteană se deplasase în acea zonă, în dreapta, dar Polman a venit în viteză, i-a pasat lui Ianiușevici. Jucătoarea sârbă a marcat 2-2, după ce Ianiușevici a ratat și un 7 metri, nu?
Dinamo și CSM domină autoritar cele două campionate. Rapidul și-a propus cu ocazia acestui meci să strice linia de victorie a CSM-ului în campionat. Până acum niciun punct pierdut de Cristina Neagu și compania. Combinație la 9 metri pătrund de acolo, Canor pasă înaltă pentru extrema dreaptă. Neagu, venită în Inter, depășește, pasă foarte bună, dar apără încă o dată portărița Rapidului. O blochează acolo pe Trine Østergaard. Excelent, Dedu, startul de partidă, 3 parade, deja peste 50% aici. Zadi o ține acolo și este pași în fault. Lara Gonzalez. Lara Gonzalez, într-adevăr. Jucătoare care a venit la Rapid, dar pe fază ofensivă n-a jucat aproape deloc. Este o specialistă a defensivei. În handbalul masculin, parcă sunt mai mulți specialiști ai defensivei. Mai mulți fundași de meserie. Exact. Chiar cumva și la Naționala României, militarul, de exemplu, în handbalul masculin, era trecut specialist al defensivei. Acum Ian Iușević pentru Canor. N-am văzut deocamdată aruncări puternice de la Orlan Canor. Poate acum Polman. Polman se înalță, aruncă în blocaj, cam nepregătit această aruncare. S-a grăbit puțin neerlandeza Polman, a încercat o pasă în pivot, foarte puțin timp mai are Rapidul. Cred că o singură pasă după ce și această aruncare a Martei Lopez a fost blocată. CSM-ul are deja vreo 4 blocaje în 7 minute și jumătate. Extraordinar funcționează defensiva. Ingstad o tamponează acolo pe Polman și o pasă, cred că mai e. Ar fi ultima după acest paravan de la 9 metri. Da, trebuie ținută distanța. Orlan Canor va fi cea care va arunca, asta este sigur. Paravan din 3 acolo pentru această aruncare de la 9 metri. O jucătoare cu o detentă fantastică. Nu, Rapid încearcă o fază surprinzătoare. Da, a dat pasă ca Soma spre extremă, spre partea dreaptă, dar n-a ieșit această combinație. Zadi combina acolo cu Emily Arțen, Cristina Neagu pătrunde. Și este fault. N-am prea înțeles această schemă a Rapidului, sincer să fiu. Când o ai pe Canor și în astfel de situații de o singură pasă, detenta ei ajută foarte mult în fața unei defensive puternice, înalte, cum este cea a CSM-ului. Chiar dacă această apărare a CSM-ului a blocat deja 4 mingi, a fost o pasă pentru Ingstad, este aruncare de la 9 metri încă o dată. Destul de lent, destul de tern, destul de greu în atacurile celor două echipe este jocul, fără prea multe goluri. Foarte bine au stat apărările, dar și portarii până acum. Zadi pătrunde, este blocată din nou, aruncare de la 9 metri. Și Zadi... cred că s-a lovit la genunchi acolo. Da, da, genunchi în genunchi cu Canor, cu echipiere națională a Franței, care a câștigat titlul mondial în luna decembrie. Zadi aruncă bară peste poartă, s-a remingea, iar Rapidul poate să preia conducerea pentru prima dată. Nu m-ar mira să scrie din nou L'Echipe despre acest meci. Gol Rapid, 3-2, înscrie Lara Gonzalez. Spuneam că Gonzalez nu joacă foarte mult atac. Iată, pe această fază rapidă a giuleștencelor, a reușit să marcheze Zadi. Primește de la Flip, Neagu succesivă, superbă, până în extremă. Dindiligan înscrie și ea. 2 goluri pentru Dindiligan. Deocamdată Neagu cu aruncare de lângă semicerc după un 7 metri ratat și Dindiligan sunt marcatoarele CSM-ului. Liniile de din două pase ale Cristinei Neagu, atenție. Da, liniile de 9 metri cam tăcute până în acest moment. Da, oricum ritmul de joc este foarte bun, trebuie să recunoaștem. Pasă Neagu imediat, iată și Dindiligan reușește să fructifice acel unghi foarte mare pe semicerc. 3-3, meciul respectă, să spunem așa, valențele unui derby. Pe teren se confruntă cu siguranță cele mai bune echipe din handbalul românesc. Dovadă că sunt și în grupele Ligii Campionilor, iar CSM-ul aproape calificată, trebuie să spunem. Da, Rapidul clar, obiectivul Rapidului. Gol marcat acum de Canor, Orlan Canor. Jucătoare care va pleca alături de cea pe care a învins-o acum pe Laura Glozer. Ambele vor pleca la Ferencváros Budapesta, două campioane mondiale din Naționala Franței. Au semnat deja cu echipa maghiară. Graza Adi va pleca și ea la Crim Ljubljana, singura care va continua. Laura Flip, interul dreapta, care a înlocuit-o pe Kobilinska, neintrată în meci, a spune. Dar oricum, Adi, să știi că vor veni alte jucătoare, pentru că handbalul românesc, feminin, reprezintă un miraj, da, pentru handbaliste absolut. Din nordul Europei, din Franța, din Germania, deci nu cred că dar sunt de neînlocuit. Nici la Rapid, nici la CSM nu par transferurile făcute, cel puțin ca anume, nu par la fel de puternice ca în precedentele sezoane. Marchează acum puternic Neagu. O aruncare excelentă pentru interul stânga al CSM-ului. Ian Iușević acum încearcă și ea să înscrie cu podeaua. 5-4, s-a dat drumul la goluri.
frumoase ambele variante pe care le-am văzut cu Neagu și cu Ianiușević. Ce pas a dat aici Zadi. O pasă prea înaltă. Și prea puternică. Rapidul are șansa de a trece la două goluri în față. Și ar fi prima dată când o echipă s-ar detașa la mai mult de un gol pe tabelă. Da, deocamdată Glozer cu o singură paradă, acel 7 metri apărat în 11 minute, destul de puțin. E drept, nici Rapidul n-a avut foarte multe aruncări pe poartă pentru că defensiva CSM-ului a stat bine și a blocat. Însă cele care sunt pe poartă trebuie să fie apărate de Glozer dacă CSM vrea să aibă o șansă și să câștige acest meci, să-și păstreze seria de invincibilitate din actuala stagiune. Puțin murdar acea minge. Iulia Curea a curățat mingea pe care o avea Estevana Polman în mână. De la ea se reia de la jucătoarea olandeză. Van der Vaart o fi și el la meci. Cine știe, joacă mini-fotbal Van der Vaart, cel care o însoțește în experiența românească. Da, Rafael Van der Vaart, fost jucător la Real Madrid. Super jucător și la Tottenham. Acum pasă greșită a lui Polman. Contraatac al CSM-ului. Flip marchează. Nu marchează. Pentru că este Dedo acolo. Patru parade pentru goalkeeperul Rapidului, care se află acum la 50% din procentaj, de procentaj. Extraordinar seria Denisei Dedu, care a mai apărat și un 7 metri. Foarte, foarte bună evoluția goalkeeperului Rapidist. Rapidul are o poartă foarte bună și am văzut asta și în ultimele partide, atât în Liga Florilor, cât și în Champions League. Flip acum. Flip pentru Zadi, bună succesiva, dar foarte bine strânge acolo Canor. A fost blocată extrema, nu a putut să marcheze. Aruncare de la Șol, bară! Mingea revine, Casoma recuperează. Imediat se transformă apărătorii în atacanți la Rapid și gol! Ianiușević, ce bine găsește diagonala, 6-4 pentru Rapid. Foarte bine a funcționat aici faza a doua pentru Rapid. Ianiușević a venit puternic, Neagu acolo n-a reușit să o blocheze, n-a reușit să strângă la timp cu Dindiligan, iar Dindiligan în clar dezavantaj de înălțime. N-a putut să marcheze și vedem, o echipă ratează, cealaltă marchează, se face diferență pe tabelă. Foarte important acum pentru Rapid să gestioneze aceste momente. Dar pare că echipa giuleșteană are un lot mai scurt decât CSM. Dar are mai multă incisivitate în acest început de meci, să vedem. Aruncare întoarsă frumos de către Laura Flip, gol 6-5. Și a campioană mondială, interdreapta a evoluat și extremă dreapta, a fost cea mai bună extremă dreapta de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în urmă cu mai puțin de 3 ani. Aici fault, Canor este cea care a fost blocată de Vilde Ingstad. Campioane mondiale, campioane olimpice, jucătoarele din Franța care evoluează, sunt legitimate la clubul românești. Spuneam, l'Echipe acordă spații pentru un meci ca Rapid CSM pentru că sunt astfel de nume mari din naționala lor care vin să servească echipele bucureștene. Să vedem ce se întâmplă aici cu atacul condus de Estevana Polman, angajarea la pivot, Casoma, Boltă, gol! Foarte frumoasă și această acțiune. Și cred că va urma o schimbare de portar pentru CSM București. Glozer, deocamdată a apărat, spuneam, o singură minge și a fost adică aproape nimic. Așa, a fost învinsă foarte ușor. Flip a încercat acolo depășirea, Neagu. Neagu pe pivot, Ingstad prinde acolo și vine și eliminarea pentru Casoma. A obținut maximum din această fază Vilde Ingstad, mai ales că Albertina Casoma e acolo un pericol permanent pe semicerc, atât în atac cât și în defensivă pentru Rapid. Era apărare în semicerc, într-adevăr, a și tras-o pe Ingstad. Și două minute eliminare, să vedem cum se va descurca Rapidul, pentru că acea eliminare a CSM-ului a fost momentul în care Rapid a început să profite. Intră Ostase pe pivot, este singura variantă, spuneam. De obicei Rapidul avea trei pivoți, o avea și pe Ainhoa Hernandez, dar deocamdată este doar Ostase acolo. Iar Ingstad este cea mai mică dintre jucătoarele de pe pivot ca înălțime, ca gabarit, pe lângă Ailinca și Crina Pintea, dar iată că a reușit să provoace eliminarea Albertinei Casoma, la fel și au o jucătoare de gabarit. 7-6 atacă Rapidul fără portar. Ianiușević lasă mingea în spate, recuperată de Laura Canor. Riscant ce face Rapidul, evident. Dar cu... e cu poarta goală, nu? Da, și acum intervine bine Glozer, scoate această minge, CSM-ul poate să egaleze. Nu se face bine schimbul atac-apărare, dar excelent a venit acolo Canor. Înseamnă că Dedu a atins mingea. Nu știu cât de corect e însă. Ea a băgat-o în propriul semicerc. Poate vedem încă o dată această fază. Da, deci este atacul cu pasă. Da, a scos-o Dedu acolo. Era pe poartă, corect.
era pe poartă, ar fi fost gol. Da, da, da. Dar foarte, foarte, foarte bun spiritul de sacrificiu al lui Canor acolo și vedem cât de mult contează această fază. CSM-ul putea să egaleze, însă dacă Rapidul marchează acum, se păstrează diferența de două goluri chiar și cu o jucătoare în minus. Ianiușević pentru Orlan Canor, se înalță Canor, pasează în extremă din nou și forțare. Este căzută. Nu, a trecut, a călcat semicercul, cred. Marta Lopez, cel puțin asta a arătat arbitrul. Foarte repede a trecut jumătate de repriză, 7-6 pentru Rapid, joc foarte bun, trebuie să spunem, iute, cu multe faze, variate elementele etalate de cele două echipe în acest match derby. A intrat și Omoreghi acolo. S-a fluierat înainte de gol, deci nu intră în statistici acest gol marcat de... Probabil că tot forțare a fost. Altfel, sau pași, altfel... Mai degrabă pași, n-a existat contact. Parcă n-a fost nimic acolo, ia să vedem. Da, e o decizie care probabil va fi judecată și în comisiile de analiză, la comisia de arbitraj. Cu siguranță, exact asta se va întâmpla. Rămâne 7-6, cel puțin acesta este lucrul cert. Atacă Rapidul, Ianiușević pasă în extremă. Mult prea sus, mult prea sus, încă o pasă mult prea sus. Am mai văzut și mai devreme la CSM de acea dată. Flip pentru Arntzen, a intrat și Arntzen, rămâne pentru această fază. Flip primește, dar este luată în brațe imediat de Lara Gonzalez. Foarte agresivă jucătoarea iberică. Pasele au viteză, au precizie, reiese un ritm foarte iute de joc în acest meci și Cristina Neagu își șterge mingea. Trebuie din nou, cred că va fi schimbată mingea. Mingea de Champions League, ce-i drept. Bine, nu e nevoie să vorbim de minge, ci de faptul că s-a umplut de clister, probabil, și a mărit circumferința după cât a fost de murdărită cu acel material care asigură aderența. Da. Rămâne de văzut care este viitorul clisterului. Federația Internațională de Handbal a testat deja o minge la Mondialul Feminin. Autocolantă, nu? Under 18, fără clister, da. Impresiile au fost decente. Să vedem cum va funcționa. Omoreghie revenită după o accidentare. Greșește aici. Pleacă Rapidul pe contraatac. Canor prinde acea minge și reușește să marcheze Laura Canor, care face poate cel mai bun meci, cel mai complet meci al ei. De când a venit la Rapid, interesant că i-a luat și fața lui Corșoș, care era una dintre cele mai bune marcatoare ale echipei giuleștene. Iată, a păcălit-o pe Laura Glozer și Rapidul are două goluri în față, 8-6, a trecut și peste eliminare. Eliminarea Albertinei Casoma, da. Pentru că n-a primit gol în acea eliminare. Acum să vedem, Flip pasează acolo pentru Omoreghe, care aruncă totuși destul de moale, previzibil. Postul de extremă stângă la Rapid este foarte bine acoperit, cum spuneai și tu, și avem timeout solicitat de Adi Vasile. Nu s-a auzit sunetul de locomotivă. Cam. So, when you are there, girls, you have to go for a little bit tougher in the challenges, because they can win a little bit if you are not 100% all in. So, now I want us to isolate these two players. This is Angela and this is Lorena. I want us to play French cross five. Laura, if they go like this, no, Monica will change with Laura. If they go like this, just open. Chris and Elizabeth, I want you to challenge this very strong now. If you start from here, Chris, see if they come with the blindside tackle, but you can also challenge it wide, okay? In the defense, continue to do the work that you're doing now and have in your mind, attack is attack, defense is defense. We play number two on second phase. Come on, let's go! Încearcă să atace CSM București pe culoarele lui Ianiușević și Lorena Ostase, sau Lorenei Ostase. Va fi interesant de văzut dacă acest plan va funcționa. În defensivă să rămână cu același stil, pentru că fac lucrurile bine, și să delimiteze atacul de apărare. Cam astea au fost indicațiile lui Adi Vasile pentru acest timeout, primul al partidei. Rapid CSM București 8-6, 9 puncte avans pentru CSM București în campionat, care se pot reduce la 6 dacă Rapidul câștigă acest meci foarte important în lupta pentru locul secund în compania Gloriei Bistrița. Neagu pătrunde foarte bine și marchează. 3 goluri pentru Cristina Neagu, 8-7 pentru Rapid. Ianiușević a mai ajuns la 3 goluri din tabăra Rapidului, acum a egalat-o, iată, Neagu. În rest, unul sau maximum două goluri marcate de jucătoarele prezente în această partidă. 8-7, Rapidul joacă mai bine decât poate ne-am fi așteptat. Sigur,
orice concluzie, minutul 18 nu poate avea altă valoare decât preliminară. E o evoluție mai solidă, mai constantă a Rapidului față de ceea ce am văzut în acest sezon în Liga Florilor, dar și în Champions League. Cel puțin din punct de vedere defensiv lucrurile stau mai bine. Aici a trecut prin semicerc Costase și nu este gol. CSM-ul poate să egaleze. Arnsen pasează pentru Neagu. Neagu se înalță, pasează pentru Pintea, nu reușește pasa. Intercepția Rapidului, contraatac acum, pasa pentru Ostase, care marchează. 9-7 pentru Rapid, în loc să fie 8-8. Iată, Lorena Ostase reușește să înscrie și duce avantajul echipei giuleștene, vicecampioana României, la 2 goluri, ceea ce spuneam, Cristi, defensivă foarte bună pentru Rapid, iar când defensiva a oferit momente pentru CSM, momente clare de gol, a apărut Dedu și a intervenit excelent. Practic, defensiva e un fel de platformă pentru jocul de handbal. Dacă ai defensivă, îți poți apoi furniza faze frumoase, mingi utile în atac. Așa câștigă Franța, 7 metri aici. Așa câștigă Franța de foarte multe ori, nu prin atac, ci prin defensivă. Și chiar și Norvegia, atâtea trofee europene, mondiale, cele mai bune echipe au o defensivă fantastică, portari foarte buni. Aici a fost apărare în semicerc la Badea, care a intrat și ea în locul Martei Lopez. Neagu față în față cu Dedu din nou. Neagu aruncă și marchează. A fost păstrată ca aruncătoare de 7 metri, deși ratase. Interesant. Prima aruncare Cristina Neagu. Bine, la aceeași fază a marcat din acțiune. Al 4-lea gol pentru Cristina Neagu, 9-8. Rapid jumătate CSM. Din golurile, da, exact, CSM-ului. Orlan Canor și Laura Canor în combinație acolo, Interul cu extrema stângă. Estevana Polman, care n-a marcat până acum în acest meci, Ostase pivot, se face acolo o combinație, vine la învăluire, Ianiușević, tot învăluire și din partea Estevanei Polman, care înscrie. Superbă faza, le-au amețit pe jucătoarele CSM-ului, iar culoarul s-a deschis până la urmă. Glozer acolo parcă a pus o mână, dar n-a reușit să blocheze. Arnsen acum pentru Kobilinska, foarte puternică această pasă, dar Kobilinska aruncă sus și reușește și ea să înscrie primul ei gol. 10-9, CSM rămâne aproape. Un meci extraordinar, cu goluri multe, dar frumoase. Rar apar greșelile, intercepție aici, Cristina Neagu. Exact când ai spus exact, tu. Da, da. Neagu pe contraatac, 1-1 cu Dedu, ratează Neagu. Fantastică Dedu acolo, chiar dacă nu a apărat. Cred că a fost bară la a fost minge. Bară, dar cumva a intrat în mintea Cristinei Neagu, pentru că Neagu a mai ratat un 7 metri înainte. Și Dedu acolo i-a lăsat practic culoarul. Da, colțul scurt l-a, da, lăsat acolo. I-a lăsat colțul, Neagu poate prea sigură un pic. Da, bara a fost, n-a atins mingea portărița Rapidului. Portarii, da, mari, inclusiv Catrine Lunde, spun că acest talent, sunt ale lor. Da, nu, și că acest talent de a apăra minți sau de a intra în mintea adversarelor contează foarte mult. Este și un război psihic între atacant și portar. Orlan Canor marchează și ea, 11-9. Este eliminată la această fază după golul marcat de Orlan este Canor. Este a doua eliminare? Da, la Emil Arnțen, a doua eliminare în doar 20 de minute. Doua eliminare pentru Arnțen. Este o problemă pentru defensiva CSM-ului și am văzut-o și pe Mari Davidson intrând în locul Lorei Glozer, care a avut doar 2 parade. Evident, Dedu a avut 4, dar au venit în momente mai importante și au fost în postură de 1-1. Foarte importante momentele. Rămâne CSM fără Arnțen și nu știu dacă o vom mai vedea foarte mult timp în apărare. Da, pentru că e la limita cartonașului roșu norvegian. Ca aruncare acum parată la Cristina Dedu, care, exact cum spunea, este dominată psihologic de portărița Rapidului, de Denisa Dedu. Și apropo de psihologie, citeam exact ce ai spus tu despre, citând din Catrine Lunde, încă de la Cornel Penu, care spunea că un portar de handbal trebuie să studieze psihologia și să intre în mintea jucătorului advers. Vorbim de anii 70-80, în secolul trecut. E clar că acum contează foarte mult motivația. Raicevici, no look pass pentru Badea, dar n-a avut pe unde să pătrundă. Badea, amenințare de joc pasiv. Canor pentru Raicevici, intrată și ea pe teren din nou. Canor. Aruncare, dar fault înainte. Elisabeto Moreghi a faultat acolo. Nu pare foarte bine revenită Moreghi, să știi. Da, forma ei nu era bună oricum dinainte neapărat. Aici Neagu interceptează încă o dată mingea, pleacă pe contraatac CSM în inferioritate numerică din Diligan, ținut acolo pentru Trine Østergaard. Oh, apără încă o dată Denisa Dedu.
dar au fluierat arbitrii. Și aici 2 minute pentru Canor, pentru că a tras-o pe Dindiligan. Nu știu dacă nu se impunea și un 7 metri. Încep să fie faze din ce în ce mai grele pentru cei doi arbitri, asta este clar. A fost acel foul mai devreme la Rapid. Nu știu dacă nu era 7 metri sau forțare. Aici, într-adevăr, Canor ținută. Östergaard, da, Östergaard n-a căutat contactul. Era pe culoarul lui Östergaard, care iese. Trine Östergaard și intră Mihaela Mihai. Ambele echipe sunt în inferioritate numerică. Adică sunt la egalitate. Da. Fără portar, echipa cu mingea, CSM-ul, Grazadi pasă pentru Dindiligan, superb golul din extremă, Dindiligan a treia reușită pentru ea. Și o mână din ce în ce mai solidă, da, pentru CSM și în ultimele partide. Și ea. Foarte bună și pasa cu podeaua venită de la Grazadi. Ce important e să ai pasatori, servanți, care să-ți pună mingea exact unde trebuie. Și nu numai asta, pentru că apărarea, evident, iese la Zadi, pentru că știe ce poate face, creează culoarul pentru Dindiligan. Polman, foarte bună pasa pentru Badea și înscrie și Badea. Ce unghi a găsit Alexandra Badea și ce gol, aruncare în diagonală pe colțul lung. 12-10, handbal spectacol. Polman, pasa a apărut înaltă, dar a fost recuperată mingea și a ajuns în plasă. Da, Badea care va pleca la Gloria Buzău în această vară. Acolo Rapidul va veni Polina Goșcova. Forțare, foarte bine a stat acolo Ostase. A știut să obțină faultul. A știut Ostase foarte bine. Iar Kobilinska, cred că trebuia să dea drumul la minge o secundă mai devreme. Dacă arunca, cred că era și gol, pentru că aici trebuia să vină să marcheze Kobilinska. Nu e în cea mai bună formă. Ambele jucătoare de pe Interul dreapta au venit în această vară. Rapidul poate să se detașeze în premieră în acest derby la 3 goluri. Iată și suporterii Rapidului, care sunt al 8-lea jucător la meciurile din sala Giulești. O sală inaugurată înainte de Universiada din 1981, aici în Parcul Sportiv Giulești. Ianiușević înapoi pentru Polman. Fază din nou rapidă, se pătrunde, aruncare. Da, este 7 metri pentru apărare în semicerc, probabil. A așteptat să vadă dacă este gol. Gol, da. Milena Rajčić, iată și pe ea. Rajčević ajutându-și echipa în această fază. Născută Knežević. Jucătoare cu Champions League în palmares. Interesant că Arnțen încă joacă, deși are 2 eliminări. Orșoș, al 2-lea 7 metri pe care îl bate în această seară. Da. Boltă și gol! Ce fentă frumoasă! Superb! Superb! Dorina Corșoș este prima dată când Rapidul are 3 goluri. Davidsen a simțit acea boltă puțin cam târziu și marchează și Kobilinska. Neatentă defensiva Rapidului, surprinsă de această repunere rapidă a CSM-ului. Una peste alta, e un meci pe care îți place să-l vezi, la ritmul în care se joacă, la fazele pe care le desenează cele două echipe pe parchetul sălii Giulești. E ceva frumos. Minutul 25, Rapid conduce cu 13-11. Un meci desfășurat în limitele fair play-ului, în teren, trebuie să spunem și asta. N-au fost probleme, da, deocamdată greu a fost de gestionat. Okay. Au fost situații mult mai dificile. Aici se dă fault. Atenționată probabil Lyngstad să nu încerce să obțină forțări, trebuie ștearsă podeaua. Au fost probleme mult mai mari. Și dacă ne-am permite așa o concluzie acum, în minutul 25, Rapidul merită aceste 2 goluri avans pe tabelă, după cum a arătat aspectul jocului. Într-adevăr, o evoluție bună în defensivă pentru echipa giuleșteană. David Ginesta, odată ce a avut mână liberă, să spunem, a început să-și pună cumva amprenta. Din păcate, pentru Rapid au venit acele înfrângeri la un singur gol, la Crim Ljubljana, unde au condus absolut tot meciul, apoi la ICAST. Cu 2 puncte, Rapidul se lupta clar la calificarea în play-off. Canor acum pentru Rajčević. Ianiușević ajuns în postura de inter stânga. Amenințare de joc pasiv, scapă mingea Ianiușević. Canor acolo se redresează. Canor pentru Ostase, superbă faza. Excelent Rapidul în ofensivă. Marchează Lorena Ostase într-o situație foarte dificilă, pentru că era amenințare de prepasiv. Davidsen nici ea n-a apărat. Și cred că aici se face diferența în această primă repriză. La poartă, unde Glozer și Davidsen au apărat 2 mingi împreună, ambele ale lui Glozer, în timp ce Rapidul are 5 parade prin dedu. Dar cât de importante sunt acele parade? Bine, această diferență de 3 mingi parate se vede și pe tabelă. Oarecum, da, reduci la
minimum acest lucru, dar iată, încă o eroare, Omoreghe nici ea nu este în meci, multe mâini moarte pentru CSM București. Neagu pătrunde, Neagu aruncă și scoate din nou Dedu cu a șasea paradă. Neagu nemulțumită, cerea fault acolo. Excepțională Dedu, 6 mingi apărate, contraatac al Rapidului. Fantastic, Costase! Dacă a reușit să nu cadă în semicerc. Ce recepție asta... sus și apoi ce înșurubare. S-a întors cu fața la poartă și a înscris. Totul a plecat însă de la portar, de la Denisa Dedu, care a apărat fantastic. Și pasa Larei Gonzalez. Ce păcat că nu vedem și acolo footwork-ul. Dar și pasa Larei Gonzalez este una foarte bună. Într-adevăr, la Neagu cred că s-ar fi putut da fault. Rapidul... Nu suntem specialiști. Sigur, și am fost sfătuit să luăm cursuri de arbitraj, dar putem să ne spunem și noi opinia. Dedu, încă o dată, a șaptea paradă pentru goalkeeperul Rapidului, care este man of the match până acum. Rapidul se poate duce la 5 goluri diferență. Canor pentru Iani Ușeviș, forțare aici. Nu este forțare, dar scoate Davidson. Da, aruncare din extremă. Cred că a fost Alexandra Badea acolo, cea care a aruncat în portar. Repunere din margine pentru Rapid, care... Adi Vasile cere forțare acolo pe margine. Continuă să fie amenințarea de a se duce la 5 goluri Rapidul. Rapid care a marcat de pe toate posturile, de la pivot, de extremele, interii, centrii, au marcat cu toate posturile. Acolo Raicevici nu și-a dat seama că extrema plecase și Rapidul ratează șansa să se ducă la 5 goluri diferență. Neagu pentru Arnțăn, din nou Neagu, Zadi în extrema dreaptă, Mihai marchează. Ne bucurăm să o vedem pe Mihaela Mihai revenită după o accidentare serioasă la genunchi suferită la Europeanul Under 19, unde România a câștigat bronzul. Cu ajutorul ei, una dintre cele mai bune jucătoare ale României, Mihaela Mihai, extrema dreaptă, minutul 29, am intrat în el, 15-12 Rapid CSM, foarte bun jocul în continuare. Niște indici calitativi de mare perspectivă pentru această partidă. O nouă pasă la pivot, Ostase, și apără acolo Marie Davidsen, o blochează pe Ostase. Iată ce înseamnă să apere portarul. Neagu, din nou Dedu, Neagu nu este în meci. A opta parată pentru Dedu, extraordinar, un înger păzitor pentru poarta Rapidului. Poarta dinspre stadion este aceasta la care apără Dedu în prima repriză. Și e foarte, foarte important pentru Rapid. Dedu este la 8 parade și vine timeout-ul lui David Ginesta. Neagu, 4 goluri din 12 aruncări. Niciodată incredibil. N-am văzut un astfel de procentaj. 33%. 33%. No girls. We played in Rapid. Yes, Emily. Emily number 3. Yeah, Instad in number 4. Okay, and then play in this side. Okay, when you play Rapid, you come back. Yes, then Laura, open the space. Yes, because Mikhail, they will let this penetrate between 1 and 2. They open the space. Yes, and then we have to come back as fast as possible in defense. Then Albertina, you are in number 3. Lara in number 2. Laura in number 5. And Milena in number 6. Orlan, you come here. Okay? Then we have to play very good this defense without 2 minutes. Yes? And then foul until the end. They don't score. Okay? Fault bună la final. Nu mai marchează. Să nu înscrie. Asta este obiectivul celor de la Rapid pentru finalul de repriză. Una este să te duci cu 16 la 12 la pauză. Alta cu 15-13, da. Corect. Și contează foarte mult. Cum să nu? Cum să nu? Contează enorm. Măcar 15-12, cred că ar fi mulțumit să păstreze Ginesta pentru intrarea la cabine. Dar e clar, atacul CSM-ului e foarte, foarte slab, pe lângă cele 8 aruncări ratate de Cristina Neagu. Nici celelalte jucătoare nu s-au ridicat la înălțime. Raicevici acum pe pivot, ținută Casoma acolo. Ca la judo acest procedeu. Și Casoma va fi probabil atenționată, a vrut să scoată eliminare. Da, a vrut să scoată eliminarea la Kobilinska și a știut cum să cadă. Atenționat acolo jucătoarea angoleză și ea cu eliminare în prima parte a partidei. Canor pentru Iani Ușeviș. Din nou Neagu ar fi vrut forțare aici, cu siguranță. Ai o fază la interpretarea arbitrilor mai degrabă aici. 38 de secunde. Aici cred că a fost fault, este corect. Da. Da. Și Iani Ușeviș s-a dus acolo, ar fi vrut 7 metri, dar stopul fusese pus în
teren, nu în interiorul semicercului. 38 de secunde rămase de disputat din acest meci. CSM la 3 goluri în spatele Rapidului. Una dintre cele mai bune reprize făcute de Rapid în acest sezon al Ligii Florilor. Raicevici pentru Canor, Canor blocată, dar găsește cumva golul Orlan. Canor cu a treia sa reușită și CSM are probleme acolo. Cred că este Monica Kobilinska care n-a reușit să dea drumul repede la minge. Și iată că obiectivul trasat în timeout de Ginesta pare să se realizeze. Mai sunt 16 secunde din această repriză. Rapidul a marcat al 16-lea gol. Dacă intră cu plus 4 la jumătatea meciului, e în foarte obiectiv, să spunem așa. Repriza a doua va fi foarte grea pentru Cristina Neagu și compania, mai ales că trebuie să tireze, să fie mai precise șuturile. Trebuie eficiență mult mai mare pentru CSM, altfel va pierde acest meci. Mihaela Mihai pentru Arnțen, lasă pentru Neagu, o bate minge odată Neagu, Arnțen blocată, excelent de defensiva Rapidului, 7 secunde. Aici nu e corect, sincer, dar marchează până la urmă Arnțen. Ultimul gol al acestei prime reprize, se termină 16 la 13 pentru Rapid, care încheie cu 3 goluri avantaj prima repriză a unui meci foarte, foarte bun. Luăm și noi o pauză, revenim în 10 minute cu partea secundă a meciului dintre Rapid și CSM. Am revenit în sala Giulești din capitală, unde are loc derbiul campionatului în Liga Florilor Mol. Este vorba despre partida dintre Rapid și CSM București la pauză. Rapidul are 16 la 13, o evoluție foarte bună, mai ales din punct de vedere defensiv, pentru vicecampioana României, care este pe cale să-i producă primul eșec CSM-ului după mai bine de 2 ani de invincibilitate în Liga Florilor Mol. În ultimele 15 partide, spuneam și amintim din nou această statistică, CSM a câștigat 14, iar un meci a terminat la egalitate. În acest sezon Rapidul a pierdut cu 22 la 31 și cu 21 la 25 în fața campioanei României, care acum trebuie să șteargă un deficit de 3 goluri și evident are nevoie de îmbunătățirea jocului atât în plan ofensiv cât și în plan defensiv. Începe repriza secundă cu CSM în atac, Neagu, Zadi și Monica Kobilinska la linia de 9 metri, din Didigan și Trine Östergaard-Jensen pe extreme, iar Ingstad este pivotul echipei. O paradă de Denisa Dedu în prima repriză este elementul de forță în tabăra Rapidului. Grazadi acum ridică mingea. 4 goluri Orlan Canor, 3 goluri Ianișevici, acestea sunt principalele marcatoare feroviare, plus Lorena Ostase, care a marcat și ea 3 goluri de pe pivot. Zadi încearcă pătrunderea, Neagu parcă nu mai are curaj nici ea să arunce, vine aruncarea în blocaj din partea cealaltă, Kobilinska, nu a ajuns mingea în semicerc, n-a fost paradă din partea portarului pentru că au avut un blocaj ca la volei apărătoarele rapidiste. Foarte bine a stat Rapidul acolo în plan defensiv și este un meci foarte important pentru giuleștence, atât prin prisma clasamentului din Liga Florilor, unde Rapidul este la egalitate cu Bistrița, 36 de puncte, dar și din punct de vedere al moralului, pentru că Rapidul are șanse mici, spuneam, să se mai califice în play-off-ul Ligii Campionilor. Aici o victorie cu CSM ar da o satisfacție mare. Bolman blocat acolo și este aruncare de la 9 metri pentru echipa giuleșteană, care vrea să facă din nou o diferență de 4 goluri. Diferența maximă a fost de 5 în prima repriză. Canor acum, Canor pentru Ianiușevici, aruncă peste poartă Ianiușevici. Sunt curios să vedem dacă vor rezista până la final de meci și feroviarele, pentru că dublurile pe post par a fi mai bune la CSM București. Așa fără că dar și poate. Pe termen lung e posibil ca latura atletică să aibă și ea un cuvânt de spus. Da, și de exemplu Manole n-a jucat aproape deloc, Dorina Corșăș a intrat doar la 7 metri, Tudor n-a intrat deloc, Ilie n-a intrat deloc, așadar destul de puține jucătoare rulate de echipa giuleșteană. Zadi n-are pe unde să treacă, nici Monica Kobilinska, Zadi împins acolo, dar reușește să marcheze primul gol pentru campioana mondială, pentru Graz Zadi, revenită și ea după o accidentare în luna decembrie. 16 la 14 reușește CSM București să reducă din handicap și Rapidul pleacă din nou la atac cu Canor și sora sa, Laura, Orlan și Laura Canor, ambele vor pleca în această vară. Polman, Ianiușevici, Casoma este pe pivot,
și cred că Marta Lopez în extrema dreaptă, Casoma pentru Janiușević. Janiușević în centru, Polman acum, intrat în interstânga, Canor are cum să se întindă și faultată. Da, a fost musculat acolo de Graza din apărare. Când se ridicase să atace poarta Orlan Canor, cele două coechipiere din Naționala Franței, spuneam, excepționale performanțe pentru handbalul din hexagon, atât la băieți cât și la fete. Urmează să găzduiască Jocurile Olimpice cu fazele finale la Lille, pe stadionul de fotbal. Gol din extremă, Rapidul și face spectacol. Și 2 minute eliminare pentru Dindi Ligan. 17-14. A marcat... Și aici nu sunt, din nou, nu vreau să fiu părtinitor. Nu țin partea nimănui. O fază identică în prima repriză a fost judecată diferit de cei doi arbitri. CSM acum nu va mai avea extremă stânga, din Diligan este singura. Badea se duce în ea, într-adevăr, face ceea ce trebuie să facă Badea aici. 17-14. Din Diligan trebuia să lase culoarul liber, dar exact cum ai spus, astfel de faze trebuie judecate cu aceeași unitate de măsură pentru a șterge cumva impresia negativă lăsată de arbitrajele din ultimii ani. Niște arbitraje care ușor-ușor s-au mai îmbunătățit, însă poate că nu suficient. Și asta e opinie. Casoma blochează în centru încercarea de pătrundere a Cristinei Neagu. Depinde ce arbitraje și în ce meciuri. Da. Ingstad acum pentru Monica Kobylinska. Zadin centru. CSM fără o jucătoare. Au scos portarul, jucătoarele campioanei în extremă. N-are pe unde să pătrundă Östergaard. Kobylinska blocat acolo și este aruncare de la 9 metri. Se apără bine, agresiv Rapidul. Apărarea înseamnă practic știința de a obține faulturile ofensive sau de a faulta la timp. Zadi preia. Pasa este înapoi, din nou întâmpinată imediat acolo Kobylinska, omul cu mingea. Excelentă defensiva Rapidului pe această partidă. Rapidul funcționează fantastic. Are o defensivă care seamănă cu a echipelor nordice, dacă urmărești, nu? Foarte avansată, foarte agresivă, întotdeauna în întâmpinare, nu lasă spațiu, nu lasă timp de gândire. Cât de bine vine din nou Laura Canor, am mai văzut asta în prima repriză. Neagu acum bate mingea, Neagu din nou blocată. Nu au spațiu jucătoarele CSM-ului. Poate ar trebui să facă un pas în spate. Spuneai tu de procentajul dezastros al Cristinei Neagu. El este și pentru că există această apărare. Iată, din nou mingea Neagu blocată, excelent, blocată. Rapidul trebuie să arunce. Kobylinska! Ce aruncare a inventat acolo jucătoarea poloneză. Dar din nou... Și cu șansă, trebuie să recunoaștem. Cu mare șansă, dar CSM-ul obligată să muncească enorm pentru acest gol. Pentru acest gol de o defensivă foarte bună a Rapidului. 17-15... Janiușević așteaptă mingea în interdreapta, pasează către Polman, combinație cu Laura Canor. Janiușević pătrunde, dar aruncă în portar. Paradă Davidsen, a treia pentru iar acest meci. Și Davidsen va pleca la CSM, vor veni o portăriță din Brazilia, Gabriela Diaz, Moreschi și Daciana Hosu de la SCM Râmnicu Vâlcea. Și ce vorbeam în pauză, Cristi, portarii CSM-ului au nevoie de mai multe parade, au avut jumătate din numărul mingilor apărate de Rapid, dar pe de altă parte n-au reușit în situații 1-1. Acum a venit această paradă și aici este aruncare de la 9 metri, nemulțumită banca Rapidului, dar CSM poate să revină la un singur gol. Zadi comandă acest atac, ajutorul ei este Cristina Neagu, minge pe partea opusă către extremă. Östergaard n-a atacat, pasă la pivot foarte bună cu podeaua și excelentă apărare încă o dată Orlan Canor și Lara Gonzalez. Ar fi vrut 7 metri aici Wilde Ingstad, este amenințare de joc pasiv, mai sunt 2 pase cred. Pentru Neagu în extremă, din Diligan nu prinde mingea, din nou, la jocul pasiv CSM încearcă niște soluții total fanteziste și greșește. Janiușević pentru Polman, se înalță Polman, pune acolo mâna Davidsen și încă o dată CSM salvată de portar, poate să vină la un singur gol campioana României. Ingstad marchează, 17-16. Al doilea gol pentru Ingstad. Al doilea gol pentru pivoții CSM-ului, Ailinca și Pintea, n-au marcat niciodată și nici nu și-au adus contribuția în vreun fel la Pintea meci. Pintea a jucat foarte puțin, Ailinca e deloc. 17-16, 6 minute și jumătate spectaculoase din această repriză a doua lângă podul Grant Adi Vasile.
încearcă să se facă auzit în acest vacarm de nedescris. Da, evident, fanii Rapidului își fac datoria, își susține echipa, deocamdată corect. Asta e un lucru îmbucurător. Jan Iușević, Casoma intră pe pivot, pasă în extremă, din nou Jan Iușević, Canor, încearcă pătrunderea, o să vină eliminare probabil. Da, opresc arbitrii jocul tocmai pentru a lămuri acolo situația. Atenționată Zaadi, duel 100% franțuzez, spune Canor că a fost lovită în față de Zaadi, nu se dictează însă nimic. A fost lovitură în față, în zona maxilarului dată de Zaadi. Arbitrii au trecut peste această fază. Casoma pasează pentru Jan Iușević. Badea, Jan Iușević din nou. Orlan Canor angajează la pivot Casoma și este 7 metri cu eliminare. Și eliminare. Corect aici decizia pentru Neagu. Cred că a pus genunchiul în calea Albertinei Casoma acolo. Nu, Zaadi. Da, Zaadi este eliminată. Da, Zaadi este cea eliminată. A fost un pic de confuzie acolo, dar până la urmă, da, Zaadi este cea identificată ca jucătoare eliminată în acest minut 37. Corșoș aruncă gol, portărița Davidsen era pe linia porții, dar a intrat Glozer la această fază, la acest dar 7 Corșoș a găsit colțul, a doua aruncare de la 7 metri transformată de extrema din Ungaria. Și scapă Rapidul dintr-o situație puțin dificilă, două goluri diferență acum plus încă un om. N-a faultat Zaadi aici. Nu? Nu. Poate nu vedem noi bine, cu siguranță. Poate s-a dat retroactiv. Nu, acum glumim. Încercăm să înțelegem și noi, pentru că sunt anumite faze care nasc niște interpretări. Cu siguranță, din ce am văzut în gesturile celor doi arbitri, pentru că a tras de short. Omoreghi aici! Cum s-a căscat acea gaură în defensiva Rapidului? E prima mare eroare în apărarea giuleștencelor. Și primul gol pentru Omoreghi, care marchează și reduce din handicap un gol diferență în condițiile în care CSM București are inferioritate numerică. Mai este o chestiune de semnalat. Rapidul a avut jocul mai spectaculos, cu impresie artistică mai bună, în vreme ce pentru CSM, uite, deși a părut a fi vioara a doua permanent, a venit la 18-17. Diferența este făcută de paradele portarilor. Polman, excelentă pasă, Lora Canor, gol superb! Faza este impecabilă, de manual. Foarte bine aruncat Canor. Și pasa excelentă de la Polman. Ne-am obișnuit deja cu pasele Stavanei. Polman, iată, superb. Și a profitat la maximum de omul în plus pe fază ofensivă. Rapidul se duce din nou la două goluri diferență. 19-17, atacă fără portar pentru paritate pe semicerc. A primit Cristina Neagu rolul de conducător de joc. Să o vedem, încrucișează, trece la locul ei în Inter. Omoreghe pentru Neagu, blocată, iese în întâmpinare acolo Lara Gonzalez, perfect. Încă nu e la 100% Neagu, după ce a jucat doar 23 de minute la ultimul ei mondial. Omoreghe în extremă, Dindiligan la colțul scurt. Frumos golul marcat de Alexandra Dindiligan. Și iată care este diferența. Poarta CSM-ului a început să apere în această repriză. Rapidul nu are nicio paradă, niciun save din partea Denisei Dădu. Pe cât de bine a apărat în prima repriză, aici lucrurile n-au mai funcționat atât de bine și CSM se apropie, pune din ce în ce mai mare presiune, oboseala Rapidului se resimte, chiar dacă Rapidul a stat în București și CSM a zburat la Viena pentru meciul cu Gheor, pe care l-a și câștigat. Așadar, va fi un final foarte, foarte echilibrat și foarte interesant. Jan Iușević încearcă să intre în circulație acolo pentru Polman. Polman încearcă depășirea, nu reușește. Canor se oprește. Amenințare de joc pasiv, Jan Iușević intervine din nou Davidsen și poate pleca CSM pe contraatacul care ar aduce egalarea. Neagu pasă pentru Zaadi, la intercepție această pasă și rapidistele recuperează cu o apărare din nou agresivă. Apărarea indiană cu omul avansat pe celălalt Inter pe partea opusă. Multe erori pentru CSM București. N-am înțeles aici de ce s-au grăbit. Pentru că era un atac foarte important și în prima repriză au avut 3 șanse în care au putut să egaleze pe tabelă. Apoi Rapidul s-a dus la 5. Ce anticipație a avut acolo Polman. A recuperat o minge foarte importantă. Rapidul poate din nou să refacă avantajul ecart de 2 goluri pe tabelă. Pasă pentru Oran Canor, se înalță, aruncă, dar a fost împinsă în blocaj.
Foarte bine a încercat acolo Ingstad să se apere, 19-18. Iarăși au trecut repede, s-au consumat repede cele 10 minute, aproape 11 din repriza a doua. Da, ritmul e unul bun în continuare. Zadi, cu mult noroc, ajunge mingea la Canor. A doua pasă nereușită către pivot și Canor. Incredibil, ce gol marchează Rapidul. Foarte, foarte mult noroc. Râde și Orlan Canor, știe că a avut puțin noroc. Evident. Fără noroc nu faci nimic. Evident, dar 20-18. Și rezolvarea în cele din urmă a fost una foarte bună. Rapidul trebuie să se apere, să o facă la același nivel, precum am văzut până acum defensiva Giuleștiului. Grazadi combină, fault, pași din fault. Repunerea rămâne, 9 metri pentru echipa oaspete, CSM București. Da. Rapidul continuă să conducă în acest meci așa cum a făcut-o pe întreaga sa durată. Kobilinska acum pentru Neagu. Neagu din nou lentă, pasează mult în lateral. Neagu pasă greșită către Zadi, un turnover dat de Neagu. Multe, incredibil, multe erori făcute de Neagu. Și cred că în acest moment cel mai potrivit lucru pentru Adi Vasile ar fi să o odihnească puțin pe bancă. E clar că nu este la 100%, nu are cea mai bună formă, nu poate da cel mai bun randament. Totuși ea rămâne și pe fază de apărare. Evident, nici din punct de vedere defensiv, Neagu nu s-a cam trecut pe lângă ea, trebuie bine, să recunoaște. Da, Canor! Ce aruncare are Orlan Canor! 5 goluri marcate de Interul stânga francez. Spuneam, o mare, mare pierdere pentru Rapid în actuala stagiune. Atac acum la 3 goluri distanță pe tabelă CSM-ul. Neagu, Zadi, o pasă spre celălalt Inter. Zadi, Neagu, pătrunde. 3 goluri pentru Rapid după ce CSM București a fost aproape să egaleze. A înscris acum Kobilinska, al patrulea ei gol și a cu evoluție bună în această partidă. Jucătoarea poloneză, capitanul naționalei Poloniei, Janiușevici. Janiușevici! Ce noroc din nou pentru Rapid, care are posesia aproape de intercepție. Trine Östergaard Jensen. Nemulțumit Adi Vasile, ni se explică ceva acolo de către Andrei Vasilescu, unul dintre arbitrii. Avem și galeria Rapidului, 21-19, minutul 43 al acestui meci. Destul de multă lume, vreo 800-900 de spectatori, capacitatea maximă a acestei săli. Atacă Rapidul, Estevana Polman cu Janiușević, cei doi piloni de rezistență de la linia de 9 metri. Iată-i combinând acolo. Polman trimite spre Inter, spre Orlan Canor. Janiușević, iarăși Polman ascunde mingea. Canor, pasă superbă, fază superbă, Casoma înscrie de pe pivot după o fază colectivă de cea mai mare frumusețe. Încă o fază superbă reușită de Rapid, care face unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului. A intrat Ciucă și reușește să blocheze. Chiar mă gândeam când David Ginesta o va schimba pe Denisa Dedu, care a avut o evoluție fantastică în prima repriză. N-a apărat nimic în partea secundă și iată la această fază la care Trine Östergaard Jensen a încercat să o învingă pe Diana Ciucă. Ciucă a stat excelent acolo. Östergaard Jensen, jucătoare venită de la Bietigheim, medaliată cu bronz, nu este campioană mondială, medaliată cu bronz la campionatul mondial din decembrie. Acum Canor scoate însă Davidson, care are și a 4 parade. Prima ratare a lui Orlan Canor. Zadi se succed cu repeziciune fazele. Zadi pasă pentru Neagu, succesivă până în extremă. Apără la Dindiligan acolo, incredibil. Ciucă s-a deblocat numărătoarea și la parade ale portarilor rapidiști. Incredibil cum reușește Rapidul să gestioneze meciul, pentru că de 3 ori în prima repriză, acum încă o dată, CSM putea să egaleze și iată, Rapidul merge la 4 goluri dacă marchează la această, în acest moment, la această fază de atac. Foarte importantă și această fază. Polman acum. Polman pentru Janiușević, în viteză, Canor, Polman în extremă și marchează Badea! A treia reușită pentru Alexandra Badea. Excepțional merg toate compartimentele Rapidului la semicercul advers. Practic nu a fost soluție, antidot defensiv pentru CSM. 23-19, Rapidul a avut 5 goluri în prima repriză.
a fost maximum ca Eckart pe tabelă. Acum se apropie din nou la jumătatea reprizei a doua de acel maxim. Este timeout. Logic. Cerut de Adi Vasile într-un moment foarte dificil pentru CSM București. De la 19-18 s-a făcut 23-19, așadar parțial de 4-1. Să-l ascultăm pe tehnicianul lui CSM București. So, I want you to be really patient now in the defense. The first time when it's going to be a long situation, if Canor comes to make a shot, try to have a good position, but don't split in the moment that she can pass the ball to the pivot. Let's wait a little bit to see what she can do from 9 meters. If that doesn't work, then we will go into a 5-1 defense, okay? Emilia, be ready for the 5-1 defense to her, okay? Because we have to get a little bit desperate. These moments that they shoot from these small angles is fine. Keep it like this and make sure that you have good work with Casoma. In the attack, let's go and play this. The Portugal, if they go up, reveal them, run behind, come on. Am ascultat cât am putut pe Adi Vasile, pentru că atmosfera, într-adevăr, s-a încălzit în sala Giulești. În defensivă, mai multă atenție la Canor. Dacă are braț să arunce de la distanță și să marcheze, atunci se va trece în defensivă 5+1. Nu știu dacă va juca Emilie Arntzen. Da, pentru care două eliminări temporare. Jucătoarea mai avansată. Va fi interesant, pentru că nici nu e tipul neapărat de jucătoare care să evolueze atât de avansat pentru a bloca acolo construcția, dar este cumva o schimbare propusă de Adi Vasile în următoarele faze, pentru că e clar, CSM trebuie să inoveze și trebuie să riște în acest moment aproape totul, pentru că altfel nu are șanse să câștige acest meci. Kobilinska pentru Neagu. 4 din 13, Neagu, ce procentaj dezastruos, 5 din 6 Orlan Canor în partea cealaltă, iată Neagu, diferența. Pe lângă acest 4 din 13, succesivă, acolo Mihai, fantastic! Super. Foarte bine găsit unghiul de Mihai la Mihai, ne aducem aminte că a trecut și printr-o accidentare gravă, și dar uite care a venit. Și pasă, iată, prinde cu dreapta, trece în stânga, foarte, foarte greu de marcat acest gol. Ce voiam să spun, Cristi, de Neagu, este că în prima repriză a avut 4 din 12, ceea ce înseamnă că, deși a jucat tot parcursul reprizei secunde, a mai aruncat o singură dată, ceea ce înseamnă că CSM a trebuit să găsească alte soluții. Canor aruncă și marchează! Sub bara transversală, al 6-lea gol marcat de internaționala franceză, din 7 aruncări își menține un procentaj foarte ridicat, dar mă bucură mult că vedem faze. Mihaela Mihai, o jucătoare tânără, româncă, a marcat un gol superb, remarcai și tu. A prins mingea cu mâna dreaptă, a trecut-o în stânga, mâna de bază, a aruncat dintr-un unghi greu și iată că toată lumea contribuie la acest spectacol din Giulești. 24-20, atacă CSM-ul, forțată să mizeze totul pe cartea ofensivei, pentru că nu mai atât de mult timp, mai sunt doar 13 minute și ceva până la finalul meciului. Neagu pătrunde în acea gaură, apără acolo, incredibil, Ciucă, și Neagu este la 10 ratări în acest meci. Și iese. A ieșit singură Neagu după această ratare. Ciucă, a treia paradă pe lângă cele 8 ale Denisei Dedu. Revedem faza. N-a fost intervenția portarului cum s-a părut inițial. Important este însă că e ratare pentru CSM. Iar Neagu s-a cerut singur afară, pentru că efectiv nu este în jocul de astăzi. Aș îndrăzni să spun că ar fi trebuit să se facă lucrul ăsta mai devreme, cu tot respectul pentru Cristina. Aici greșeală a Rapidului. E clar, nu e doar pentru că ratează. Din Diligan pentru Arntzen, gol marcat de CSM pe contraatac. Nu doar pentru ratările pe care le-a avut, ci și pentru faptul că are nevoie de odihnă. Da, ratările până la urmă nu sunt decât o consecință a jocului și a capacității de a fi concentrată la acest joc fizic și psihic. Mai ales că e un meci foarte dificil, exact, care vine după un alt meci foarte dificil la Ghior. Da, o serie și de meciuri mai greu. Niște meciuri dificile pentru CSM în momentul în care o vor întâlni pe Bietigheim la finalul săptămânii, iar apoi pe Odense în săptămâna următoare. Pătrundere, gol, superb! Înscrie Rapidul, gol după gol. Raicevici este cea care a punctat aici, 25-21. Primul gol pentru Milena Raicevici în această partidă. Pasă pe la spate Arntzen din Diligan și gol! La colțul scurt înscrie din Diligan, găsește acolo bucata de poartă liberă. Al 5-lea gol pentru din Diligan. Merg bine extremele CSM-ului. Însă Rapidul este o echipă cu un joc colectiv mai robust în această după-amiază.
și dovada se observă și pe tabela de marcaj, 25-22. Da, e dificil pentru CSM să mai revină, mai ales că primesc foarte ușor goluri. Ianiușević împins aici, a scăpat de eliminare Zaadi. Da, Graz Zaadi acolo a împins oarecum. Se repoziționează apărarea CSM-ului pe propriul semicerc, Ostase și cu Raicevici discută acolo pentru reluarea din 9 metri, dar între timp se șterge și sala, parchetul. Ar fi o victorie mare, o victorie de moral în primul rând pentru Rapid. Chiar și cu această victorie este foarte greu să mai prindă Rapidul din urmă pe CSM, pentru că CSM-ul n-are unde să piardă în campionat. Mai știi? Da, bine. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Diferența este însă mare. Pe de altă parte, Canor marchează acum. În tur a fost 25-21, așadar Rapidul, dacă învinge la 5 goluri sau mai mult, ar avea și tiebreaker-ul și este un nou timeout cerut de Adi Vasile, care probabil că va avea 5+1, destul de rapid cerut acest timeout. Da, pentru că și-a epuizat practic timeout-urile Adi Vasile cu această solicitare. Aren't you tired that she's scoring all the time the goals? Aren't you tired that in the end of the actions she's going for it, but you're not going for it? This is situation Monica, 100% blind side. Aren't you tired that she's scoring these goals? So put the fucking horse there. Okay, come on, let's go. Nu v-ați plictisit? Nu v-ați plictisit să încasați goluri de la Orlan Canor? Da, e o concluzie bună, totuși. Foarte nervos, foarte nervos Adi Vasile. Și arareori l-am văzut în această situație de a țipa efectiv la fetele lui în timeout. 26-22, Rapidul conduce. Iată și pe Ianiușević, fosta jucătoare de naționala Muntenegrului, campioană europeană în Serbia. Este mămica unui copil, tatăl este Sergiu Caciurec, fiul fostei președinte din Giulești, Vali Caciurec, săritoarea în lungime. A jucat Ianiușević, a promovat-o pe Rapid în prima ligă, la un moment dat, apoi a trecut și pe Iasna, la... Iasna Bolșević. Zaadi acum pentru Omoreghe, intrată și ea, Omoreghe găsește culoarul, dar este doar aruncare de la 9 metri, pași în fault. A fost acolo foarte bine Lara Gonzalez, pe care aș remarca-o alături de Orlan Canor ca fiind printre cele mai bune de pe teren. Lara Gonzalez a blocat peste tot pe parcursul semicercului. Graz Zaadi încearcă pasa la pivot, mingea se duce pe partea cealaltă, gol frumos din Inter. Se cer pași acolo. Am scris să o omoreghi acolo. 26-23, intrăm în minutul 50, dragi prieteni. Nu mai e foarte mult timp pentru CSM. Ultima înfrângere a CSM-ului în Liga Florilor a venit pe 7 noiembrie 2021. La Brăila sunt 58 de meciuri consecutive, fără eșec pentru echipa bucureșteană. Pe plan intern. Da, pe plan intern, absolut. Da. Absolut. Așadar, CSM București pusă în mare, mare dificultate. A mai fost acel meci, acel egal din prima rundă a sezonului precedent, care s-a terminat indecis, 31-31, aici, tot în sala Giulești. De atunci, CSM-ul a legat o serie de 40 de victorii. Emilie Anțen și ia un stâlp defensiv acolo, a faultat, însă n-a fost suficient pentru că arbitrii să-i dea cartonaș roșu. Reamintim, are două eliminări temporare. Ianiușević aruncă la brațele portarului. Intervenție acolo, cred că a intrat Florian Glozer înapoi. Da, a intrat Glozer. Neagu și ea pe teren. Acolo se cere picior, dar se acordă aruncare de la 9 metri fault. Nu s-a repus corect. 9 minute și 5 secunde din această partidă. 3 goluri pentru Rapid. Iar CSM-ul este în atac cu Omoreghe. Foarte interesantă decizia lui Adi Vasile, marchează acum Omoreghe, are două jucătoare de mână stângă, joacă cu Omoreghe în interdreapta. Dar Omoreghe a marcat ultimele două goluri ale echipei, 3 în total, ultimele două pe acțiunile CSM-ului. Dar e interesant totuși să vezi că nu... Ok, înțeleg poate de ce, pentru defensivă, iată, 5+1 cu Arnțen mai avansată, nu este om la om și nici nu e foarte, foarte avansată și... Au fluierat arbitrii acolo. Galben probabil pentru Adi Vasile? Nu, cred că va fi doar o discuție este diplomatică. Este doar atenționat. Tensiunea e maximă, 26-24, cu 8 minute și jumătate înainte de finalul meciului. Da,
iar CSM nu își prea permite să mai primească foarte multe goluri. Nici Pintea n-a jucat aproape deloc în acest meci. Polman, faultată pe pătrundere, Polman. Faci un fault. Din nou CSM, dacă rezistă aici, poate să revină la un gol. Să vedem dacă va reuși. Probabil va fi amenințare de joc pasiv în scurt timp pentru Rapid. Și Glozer scoate acolo a patra paradă. Două consecutive pentru golkeeperul francez. O moreghe pătrunde blocată. Iana Curșuș, Dorina Curșuș, pardon, a ratat la faza anterioară, deși fusese bine servit acolo de Orlan Canor. Și unghiul și l-a deschis bine, dar iată că a ratat posibilitatea de a duce Rapidul la 3 goluri. Și CSM-ul poate veni la limită. Da, să nu uităm, Rapidul a mai pierdut meciuri în Champions League în acest stil. Pe final, cu Crim a condus tot meciul, a pierdut la un singur gol. Cu Ica s-a condus pe final, a fost acolo aproape, dar a primit gol chiar în ultimele secunde. Neagu acolo a recuperat mingea. Este posesia CSM-ului, trebuie ștearsă podeaua. Intervenise Casuma prima dată și a respins mingea de la nivelul podelei pe această încercare de a fi angajată Ingstad la pivot, apoi a plonjat Neagu lângă Gonzales, care e peste tot această apărătoare impecabilă, Lara Gonzales. Da, se apără foarte, foarte bine Rapidul. Condusă defensiva de Lara Gonzales, da, fără discuție. Se vede dorința, se vede angajamentul, se luptă pentru fiecare minge. Acesta este spiritul de care are nevoie o echipă. De partea cealaltă, CSM a părut cumva defocusată în unele momente. Sau poate a intrat de la înălțimea celor 58 de meciuri fără înfrângere. E posibil și cu oboseala. Bine, și oboseala, și același lucru și, da, la Rapid, pentru că Rapidul, avantajul este că a fost în București, da, și n-a trebuit să călătorească. Niște kilometri, așa e. Neagu pentru Zadi, în extremă. Mihai aruncă și marchează al treilea ei gol. Și Mihaela, ce gol important! Mihaela, da. Mihai marchează 26-25. Și e time-out Rapid. E golul care o ține în viață pe CSM, practic. Și e foarte, foarte important pentru Mihai, revenită cu o formă foarte bună, să-l ascultăm pe Ginesta. Angela, you go in! Yes, Angela, go in! Yes, then, Stevana open! Yes, and Orlan comes! Albertina! Yes, in front of this number two. Yes, in front. And then Orlan, you have to this pass or then here. Yes, Marta, ready to come as fast as possible and Lara going in defense. Yes, look else, if they play now 7-6, just be careful when we have to play in par. If not, just 1-1 all the time. Remember, in the opposite side of the line player. Yes, Ale? 7-6, poate pentru CSM. Și pregătește faza antidot, Ginesta. Da, evident, CSM-ul... Bine, în momentul ăsta nu cred că mai trebuie să riște foarte, foarte mult. Pe de altă parte, au avut prea multe șanse în care nu au marcat și nu au restabilit egalitatea. Este foarte important și acest atac pentru Rapid. Iată Glozer cu paradele ei, 4 parade în acest meci. Paradoxal, după ce în prima repriză Rapidul a dominat clar la nivelul golkeeperilor, sunt 10 parade pentru Rapid, 10 parade pentru CSM. S-a echilibrat raportul portarilor. Și s-a echilibrat și scorul pe tabelă. Bine, rămâne acest plus pentru Rapid, dar trebuie gestionat cu mare grijă, trebuie să nu rateze Rapidul. În continuare, 5-1 cu Arms, în atentă la Canor. Polman încearcă pătrunderea, lasă la extremă și ratează! Marta Lopez acolo, din nou CSM are șansa să egaleze. Să vedem dacă vor risca, vor grăbi. O moreghie în extremă pentru Mihai, ratează Mihai, o nouă șansă în care CSM-ul putea să egaleze pe tabelă. A treia paradă pentru Diana Ciucă. Ambele extreme dreapta au ratat la faze consecutive. Iată pe Mihaela Mihai aici, din nou prinde cu mâna dreaptă, aruncă perfect cu stânga, dar perfect stă și Ciucă acolo. Și este foarte interesant cum la CSM, când ai atâtea jucătoare cu experiență, la nivelul liniei de 9 metri, din nou Glozer aici, dar se întoarce și eliminare. Eliminare. Da, e eliminare de 2 minute. Pentru Zadi. Sau pentru Arță, cartonaj roșu. Va fi descalificare. Cartonaj roșu pentru a treia eliminare pentru Emily Arnțăn. Nu înțelege Emily Arnțăn de ce. Am spus-o la timeout. E riscant să joci așa. E riscant în momentul în care joci 5-1 cu fluturașul, cu jucătoarea avansată. Da. Polman, ia să vedem.
împinge, într-adevăr. Este eliminare aici, da. Decizie corectă. Totuși mă miră de ce o jucătoare cu experiența și de valoarea Emiliei Arzen face așa ceva știind că are două eliminări. Da, chiar pentru atât de mare să fie adrenalina. Să prevină golul. Este o nouă șansă ratată de CSM și din nou, ceea ce spuneam, pe faza de atac, jucătoarele importante, jucătoarele valoroase, jucătoarele cu experiență, aici e forțare. Forțare la Zadi. Trebuie să-și asume acele jucătoare, nu să dai mingea la extremă, cel puțin din punctul meu de vedere. Poate greșesc eu. Ianușević a comis aici forțare. Grazadi a obținut faultul. Atacă fără portar pentru a face 6 contra 6 pe semicerc, elevele lui Adi Vasile. Intrăm în ultimele 5 minute, prieteni, foarte curând. Cristina Neagu în continuare mână moartă, trebuie să spunem, în acest meci. Da, n-a avut cel mai bun meci, însă acum, probabil că odată cu eliminarea lui Arnsen, va fi mult mai motivată. Neagu pătrunde pentru Zadi, strâng la timp Giule Șecele și este forțare. Va fi interesant, da, Neagu zâmbește amar, ironic. E interesant de văzut dacă era un semicerc. Oh. Într-adevăr, nu s-a dat forțarea la Lara Gonzalez, dar era bine. Nu mai comentăm. Vedem, se vede. Aici Lara Gonzalez. Într-adevăr a venit, dar și Gonzalez era în semicerc. Bolman 7 metri. Gol până la urmă și 2 minute eliminare. Rămâne CSM-ul cu 2 jucătoare mai puțin. Iar din acest moment... Omoreghe este cea eliminată. Din acest moment șansele CSM-ului sunt din ce în ce mai mici. Omoreghe trece și ea pe bancă 2 minute, timp de 37 de secunde. Perfectă pătrunderea Estebanei Polman și ce gol din răsucire după ce fusese împiedicat acolo. 27-25. Da. Pentru 36 de secunde CSM-ul va juca N-am în inferioritate. N-am înțeles sincer nici această dublă eliminare, nici precedenta decizie în semicerc. Sunt decizii care pot influența soarta unei partide. Nu contează pentru ce echipă, pentru una, pentru alta. Nu contează. Neagu încearcă acolo să atace la semicercul de 9 metri. Aruncare cu podeaua, gol, abia al cincilea gol pentru Cristina Neagu. Problema este cine judecă aceste erori. Gol marcat de Rapid. Haide să nu mai vorbim da, despre arbitraj. Are cine să vorbească. Nu, da, care cine să vorbească. Problema este că nu se întâmplă absolut nimic. Când astfel de erori apar, nu se întâmplă absolut nimic. Rapidul reușește să marcheze aici, imediat după golul lui Neagu. Casoma a marcat de la centru. Repunerea portarului imediată. Casoma din cercul, de la cercul median, înscrie 28-26, foarte important golul marcat de Albertina Casoma în economia acestui final de meci. 3 minute și 40 de secunde, Neagu pasează către Grazadi, fentă, pasă pentru extremă nesincronizată cu Dindi Ligan acolo, Grazadi. Aruncare de la 9 metri pentru CSM București. Neagu pentru Kobilinska, reintrată și ea, pentru că Omoreghe este eliminat, încearcă Kobilinska acolo, pași în fault. Pași în fault, 3 minute și 20 de secunde rămase de disputat. Neagu cere ștergerea podelei. Una peste alta, trecând de micile, să zicem, inadvertențe, jocul a fost foarte bun. Micile? Micile, cu ghilimele sau fără ghilimele. Da, nu o să ni se spună că este totul ok și că greșeala este omenească și așa mai departe. Am mai auzit placa asta plictisitoare de foarte multe ori, deși greșelile sunt inerente. Zadi pasă pe pivot. 7 metri pentru CSM București. A scos Ingstad această aruncare. Nora Canor este cea care a faultat acolo. Foarte bun și jocul Albertinei Casoma. Foarte bună Lara Gonzalez. Foarte buni portarii Rapidului. 28-26, 3 minute până la finalul meciului. Se schimbă poarta la Rapid, a intrat Denisa Dedu. Grazadi va executa această aruncare de la 7 metri. 21 de secunde de inferioritate pentru CSM. Grazadi marchează. Șpagatul Denisei Dedu a fost insuficient. Abia a doua reușită pentru Grazadi. 28-27, atenție, meciul nu este jucat, nu este terminat. Dar CSM de fiecare dată când a avut șansa să egaleze, a ratat. Acum Rapidul trebuie să se grăbească, o secundă rămasă din eliminare. Casoma scapă și marchează pentru Rapid, 4 goluri pentru Casoma. Excelentă evoluția angolezei. Acum Rapid CSM încearcă să repună și este fault. Și Ostase a dublat-o bine pe postul de pivot, 3 goluri pe Casoma.
Asta a fost la Rapid ideea de joc. Ce nou look pass fantastic a dat Estevana Polman. A putut să varieze. Când a mers foarte bine Canor, s-a marcat din Inter. Când aceasta n-a mai putut, i-a obosit un pic brațul, s-a trecut cu jocul cu presiune pe pivot și a marcat Casoma. Și peste toate a fost Lara González în apărare. Da, Rapidul per total în defensivă a funcționat foarte bine, deși s-au marcat multe goluri, iată, aproape un gol pe minut în această partidă. CSM București încearcă să scoată măcar un egal și să rămână neînvinsă pentru al 59-lea meci consecutiv, înscrie Neagu. Al 6-lea gol, 29-28, 2 minute și 10 rămase. Rapidul din nou în atac, foarte importantă și această fază, ca de altfel toate în acest final nebun, nebun de meci. Pare să se fi trezit totuși prea târziu Cristina Neagu. 29-28. Polman ia acțiunea pe cont propriu. Pătrunde. Este izolată, împinsă. Faul pentru Rapid. Un minut și 50. Va veni probabil și un timeout luat de Ginesta. Cred exact că asta se întâmplă. Da. M-a și așteptat probabil la următoarea fază, dar Ginesta probabil că a calculat că trebuie să marcheze acum. Face două goluri diferență și CSM nu mai are timp să înscrie. Orlan, we play Russia with Marta. We play Russia with Marta. Yes, Marta, Orlan, they are with you. Yes, Albertina in front of Neagu. Yes, and then we play Russia. Then, Marta, you play directly with Estevana in this side. And Laura, you are open in this space. Yes, then in defense, very important to come back as fast as possible. Yes, and then in defense, who will play? Cristina. Cristina will play. Then, Marta, you go up with Cristina. Yes, and then, Lara, remember, we close here. Yes, the same one we play against Fetece. Yes, Lara, Marta goes up. Yes, yes. Luat-o la om și Neagu. Apărarea 5-1 a CSM-ului a dat ceva roade, chiar dacă Arnțen a fost descalificată. Acum rămâne de văzut dacă și Rapidul poate să pună aceleași probleme. Atac crucial pentru echipa giuleșteană. Dacă marchează aici, șansele cresc foarte, foarte mult pentru o victorie. Polman, Ianiușević și Canor, jucătoarele care au dus greul toată partida. Marta Lopez intră acolo în circulație pentru Polman. Lasă în extremă Laura Canor! Gol! Rapid! 30-28! Trei goluri Laura Canor, trei goluri Corșoș din extremă. Două goluri avans pentru Rapid cu un minut și jumătate. Grazadi atacă sub presiunea cronometrului. Casoma a blocat, a faultat la timp pentru a fractura efectiv această fază a CSM-ului. Foarte rapid trebuie să marcheze CSM-ul. Ingstad intră în circulație acolo pentru Omoreghe. Om la om, într-adevăr, Neagu. Omoreghe încearcă depășirea blocată de Casoma. Și aici timpul ar trebui oprit, se oprește. Omoreghe a fost doborât acolo. Un minut și 7 secunde. De când spuneai că n-a mai pierdut CSM-ul de la Brăila de acum 2 ani, nu? Da, de mult, mult timp. 2 ani și jumătate, sau 2 ani și 3 luni. Dar se conturează o victorie crucială a Rapidului. Și în contextul în care Craiova conduce pe Bistrița cu 10-7, Rapidul ar avea o șansă mare să rămână singură pe poziția secundă în clasament. Omoreghe pentru Neagu, în extremă, din Diligan. Din Diligan ratează! Și Ciucă scoate Rapidul, câștigă acest meci foarte, foarte greu în acest moment ca echipa giuleșteană să mai piardă din nou într-un moment crucial. CSM a scos mingea în extremă, extremă a ratat, da, și Rapidul se îndreaptă către victorie, apărarea avansată a CSM-ului, Polman. O nouă eliminare pentru atac în zona feței. Iată ce înseamnă lipsa de experiență. Asta este lipsa de experiență. Foarte supărată Mihaela Mihai. Dar oricum, chiar și dacă nu lua această eliminare, da, e lovitură peste față la Polman. Aceasta și așteptat, experimentată olandeza. 30 de secunde, Rapidul aprinde torțele în Giulești pentru că este victorie împotriva campioanei în titlu și echipă care își pierde statutul de invincibilitate cu ocazia acestei vizite lângă șinele Grantului. Este prima victorie pentru Rapid în 16 meciuri, în 9 ani cu CSM București. Ratează aici Marta Lopez. Singurul lucru pe care poate să-l facă CSM-ul este să reducă handicapul la un gol. Neagu blocată, va mai fi o aruncare liberă. Foarte, foarte nemulțumită Cristina Neagu. Aici trebuie eliminare de 2 minute pentru proteste, dar așa cum ne-a obișnuit, iată. Da, ia eliminare de 2 minute. Acești doi arbitri care n-au
curaj. Au acest curaj doar după ce am mai spus două, trei chestii. Trebuie să ai curaj. Dacă ai verticalitate, dacă ai curaj, dai direct această eliminare. Când, atenție, când nu mai contează în economia jocului. Evident, dar dacă despre, era la 26, asta, 26... despre asta este vorba. În fine. A așteptat să mai spună două, trei lucruri. Evident, a văzut-o nervoasă. 30-28, așadar, Zadi lasă mingea jos. Victoria Rapidului, ia seria de 58 de meciuri consecutive, fără înfrângere, pentru CSM București se termină. Victorie mare, mare de tot pentru echipa giuleșteană. 30-28, Rapidul rămâne pe poziția a doua, reduce handicapul la doar 6 puncte, cu 10 etape rămase de disputat în Liga Florilor Mol. Bucurie mare pentru Rapid, care șterge cumva cu buretele eșecul cu Ferencvaros, care cumva ar putea duce la eliminarea din Champions League. Noi am fost Cristi Fris și Adi Costeiu. Vă mulțumim mult pentru atenție. O seară cât mai bună. La revedere!